Scena este viața și noi cu toți actori. Un actor în această ediție a emisiunii Gospodar Lucian, un gospodar cu un sertar plin de amintiri. Domnul Mobi Mătăsaru, de ce ieșirea de la teatru? Ei, la viața mea, pentru toate meserii care le-am făcut, am fost și actor. Un actor grăbit sau un actor mai liniștit, potolit? Mai liniștit. Prima dată am fost la teatru Anton Pan, unde era director George Marinescu, un domn deosebit. Unde acolo am și jucat într-o piesă Noaptea Marilor Speranțe cu domnul doctor Bencescu, cu doamna Migleții, cu Alexandrescu, cu Sfian Stanca. Și de atunci? După aceea m-am transferat la sport, de care am avut o perioadă când am fost și la Teatrul Ariel. Am zis să dăm o zi înainte de Ziua Internațională a Copilului în mintea copiilor, să răscolim puțin prin sertarul cu amintiri. Pentru că noi am trecut prin cele patru anotimpuri, vorbesc de noi. Adică am trecut prin primăvara vieții, vara vieții, suntem cam tomnate și ne apropiem de iarnă. De acord? De acord. Dar, în general, suntem cu... toți suntem niște copii și rămânem niște copii. Nu doi pe bancă, doi în parc, într-un colț mai liniștit așa. Și pentru că noi suntem trecuți așa prin viață și are și de soare, încă ne mai place și soarele, încă ne mai place viața. Și la asta este ce mai place ca să intrați în lumina razelor, reflectorului. Așa, suntem bine, bine acoperit puțin, că avem... o trecere a timpului prin zona asta capilară și n-am vrea să fie imaginea cu întrejur, nu? Când ați văzut prima dată acolo din mult, de v-ați stabilit de muncea? În 76. Vara. Erați venea din? De la Câmpul Lungă. Câmpul Lungă. Vineați în liceu și a avut la... Îți-a vizat o echipă de lucru la pista. Am 4 ore. Care i-a dus niște băieți la Slatini și la și a luat și de la Câmpul 2 spătiri pe mine și cu un colect al Dragomir. Și a făcut echipa de luptă greco-romană. Am tras primul an 76, am tras pentru diviză la Baia Mare, nu ne-am tăiat, că mi-au cam furat. Și în următorul an am intrat în divizia. Se fura și pe atunci? Se fura. Se fura. Și prima trântă cu localnic? Prima turnă în care am luat-o rău la tot, la antrenament, vinerea mea. Ce faide! Da, m-a luat în brațe și când a dat jos, a venit la 2 mâine.
la 204 și suntem la Și la 45 și pe 46, că te-am 2 vicezi, facem pe tot. Știți că a fost la un moment dat la Pârghe, a venit de la Bursia Lotului și a cerut o pereche de schimburi și niște căpari. Și a întrebat ce mărime la căpari și a zis 48-50. Deci era cel mai la schimb. Da, mergeți cu sandale. Da. Deci prima sosire în vremnic, așa se spune, când duci apă din Lotul, te îndepărțești de Valea Lotului, când duci apă din Olt, te îndepărțești de Valea Lotului. Și eu am încercat și încerc și acum dumneavoastră să pentru patru de rog, excelent, nu am atâtea întrebări pentru câte răspunde mi-aș putea, da? Asta e emisiunea. Facem un serial. Facem un serial, da, un serial. Serial la 70? 70 și 73. Mulți înainte, deci o să facem și peste 100 serialuri, dacă avem ce povesti. Să sperăm, să sperăm. Da. Nu mă las. Am plecat din centrul Râmnic, din centrul de care mi-am ce aminte cu plăcere, când ardeau flacăra acolo, la Teatrul Ardeal. Și flacăra amintea de mare regizor. George Marinescu. George Marinescu, Joan George Marinescu. L-ați cunoscut? Personal. Personal. Director deosebit. Da. A rămas pe teatru, acum sunt două teatre, avem și filarmonică și să ne întoarcem la lucrurile, la greco-romane. Lucrurile libere. Da, greco-romane, da. Da, da. Și mai aveți un personaj de rând cu care vă întâlniți mai des și... mare boss, mare boss. Da, mare boss. Domnul Nuică. Domnul Nuică, da. Era... meseriaș era la Bertuș, în care l-am terminat, l-am observat și l-am luat la luptă. La forță deosebită, da? Că și acum are, dar cred că l-a ridicat-o prețul. Adică prețul nu-i se face. E băiat deosebit, yeah. Care a primit multă, s-a ajuns, da, nu știe care destinul lui. Da, e o fel de olimpiadă la noi, Rodinea, da. Cu ridicarea prețului, cine are da, păi să-l salutăm și are o zicere așa cineva care îl cunoaște foarte bine. Bine, câți mă cunosc pe domnul lui, că ține cont de locul unde îți face alimentele și pune perperente ceva la grătar. Omul când ajunge acolo zice, încu mic și împotrui că să trăiască tata Nuică. De la lupte, întotdeauna s-a plecat. Deci a fost vreo 8 ani, cu 10 ani, a fost la lupte la Ministru, Mălchiu. De care s-a dezvățat de China, a zis că începe cu handball-ul, s-a început și a făcut bine, a făcut o chestie bine. Și atunci, domnul Gavrescu, i-am spus că ca să rămân cu juniorii, să lucrez cu mai de juniori care aveam și la Baiden și aici, și la Baiden, nu era bine, pentru că n-aveam unde să rogesc copiii ăștia, pentru că la 16 ani, la 16 ani, ce zic, baligații, bagabante. Și atunci am zis, unde renunț, și las, am lăsat un fost coleg de-al meu, care a făcut să-i făceam lucru în mie, care așa cum e antrenor, a fost director la școala sportivă, am mai avut copilul lui acum e antrenor și el, în fine, a ajuns. Nu i-a dispărut în arabul, că se spune, că lucrul schimbă pe lucrul în arabul. Dar ăsta are în arabul în continuare. Are în arabul în continuare. Și asta a fost, că am plecat de la Olchim și am venit la Lutus, să spunea județ înainte, că se prindea orchestrii și era domnul Goange Vardescu, Alexandrescu și Cristi. Ce faci, domnul Mori, ce nu știu așa că n-am. Păi zic, ce să fac, ce cred că aș vrea să caudă lucru. Păi domnul, vină la noi. Ce să faci? Domnul, e scena liberă, mare. Da, zic, eu am meserie mea, lecături mecanică. Cu școala profesională la Costești, 3 ani. Lucrat în producție la uzina Aro. Artic, da? Am lucrat în uzina Aro. Și mă, vii la noi. Mai de toate acolo. De păr, vopțești, păi afișuri, la plecat. Atunci te-a avat toată. A zis, domnule, numai să nu ridici prețul. Și m-a luat la teatru și am făcut acolo chiar că de toate de la spectacol, am fost și actori, se făceau și se făceau expoziții de flori. Și până vreo 4 ani și ceva, la o expoziție, atunci era domnul secretar, era primar, era prefect, era domnul Ola, secretar, și apoi era Bică, de la Câmpul Mușă, care a fost maestru meu la școala. Atunci cu PCR-ul, da, și când am văzut acolo, ce se întâmplase? Noi aici, că de-aia spun prima dată când am venit în stadionul ăsta, noi am avut sala de lupte sub tribune. Și când făceam categoria cu copiii, cu masaj, cu astea, cu slăpitul, mai făceam și la fotbal, cu Carabaceac, Marin Nicolae, nu? Rugămintea mea ca să ne oprim aici, când da. Să mergem la stadion, la vechea intrare, pe stadionul din Zăvoi, 1 mai. Și o să vorbim puțin de intrarea în parcul Zăvoi, cu statuia care mai este, cu izvorul de unde s-au adăpat
De acord. Pentru a-și potoli setea de Libertate și Vâlcen și s-a întâlnat pe deprimate de șapte pe rămâne, dar nu știu ce să cânte fiecare dimineață. Ne-am deșteptat sau trebuie să mai bem apă? Apă sau altceva? Nu, apă, apă. Dacă bem altceva, ne-am minți. Suntem alte greci. Bun. Să o luăm cu pas cu pas. Mergeți pe stadion? Mergeți unde ziți dumneavoastră? Sunt disponibil la... Ne țin Bala Mare. Oh, dar m-am antrenat de dimineață de când m-ați anunțat. Nu fac din presiune. Mergeți pe stadion. E, ce amintire vă leagă de foișorul ăsta? E, o amintire plăcută, dar mă leagă mult mai mult amintirea fostului foișor, care a fost mult mai în spate un pic și unde era și grădina zoologică. Da, într-o salce era aici, da, o salce mare. Da, într-o salce și aveau, era plin cu animale, cerbi, țăpioare. Atât ce a fost mutată grădina, a fost un motiv serios? Da, a fost. După aia m-am mutat-o din cauza că am zis că animalele au degaje miros, că nu știu ce, și au mutat-o la zăvoi. Și era lacul aici unde era plin cu bărcuțe, ne plimbam duminica, vedeam la vâsle. Erau niște bărci de lemn. Da, frumoase, vopsite, albastru cu lacul, frumos. Și acum e frumoasă zona. Să sperăm că se umple cu apă acum și va fi iară niște bărcuțe pe aici plin. Păi să luăm câteva imagini cu lacul de acum și construcția de acum, după care mergem spre stadion. De acord, să mă îmbracă în echipament. Ne îndreptăm spre stadion și văd echipamentul pe care îl purtați. Nu este un echipament oarecare, pentru că văd cele 5 cercuri olimpice și o flacără olimpică. Ați cochetat cu ceva jocuri sau cu echipa care... Mă, da, am cochetat un pic cu ceva jocuri, că am fost în 72 la München la Olimpiadă, în 72, și în 2000 am fost cu Naționala României. Naționala la de... De handball. De handball. România am fost la Sydney. Toate că am ieșit... Am ieșit locul 12 sau fără ceva, cu handball. Acum ne îndreptăm spre o intrare mai veche pe stadionul mai de altă dată, când cozile erau cam până pe aici, și la bere, și la bilete, mai săream și gardul. Ce echipă și ce jucători și performanță până la urmă. Da, nu mai am jucători buni, am avut norocul pentru că e o istorie și cu fotbalul ăsta. Că de-aia am spus că am făcut cam toate meserii și cam pe la toate sporturile. Că asta a fost, dacă ești bun, te ia, dacă nu, te ia acasă, stai liniștit. Așa, ce picioare ați masat la câțiva fotbaliști sau nu v-a scăpat nicio pereche? Nu mai, păi da, numai la echipa aia bună, Carabajac, Grincu, Marin Nicolae, Cincă, Telespan, după aia a fost ăsta, Guda, Augustin, Munteanu 2, Reda, Lazăr. Mai e un an și se împlinesc câți ani de la câștigarea Cupei României? În 73, parcă am câștigat cupa. M-am întâlnit cu fostul jucător, Ciobi, da. Și a zis că încearcă să adune câțiva jucători vreau pe cei rămași. Vreau să vă spun că erau momente când Alexandru Mazovan intră, intră Lazăre, numai tu schimbi locul! Așa a fost, pe ala la Dinamo, a jucat la Dinamo, foarte bun. A fost jucător extraordinar, Eftimescu de la... Eftimescu, da. Ca Augustin, Poneață. Poneață. Ca să nu ne amintiți de Dinamo de acum, că suntem în groapă și la propriu și la figurat. Nu, așa e sport. Și aia e sport. Ajungi pe culmi, calul și după aia când ești jos, mai te bagă nu-i înseamnă. Asta era o poartă de intrare în stadionul Unu Mai. Da, aici intram, veneam la antrenamente, în sala am avut o sala de lupte, am avut aici mult timp sub tribune. Cu igrasie, cu umiditate. Atât era, făcut sunt și noi sala de cu forță, aveam de toate, dar s-au făcut lupte. S-am stat atâția ani în divizia cu Steaua, Dinamo, Metalul, Progresul. Și era și o echipă mai încoace de atletism care a intrat în prima Liga. Da, care o ducea, era antrenor Nea Bob. Da. Domnul Ionescu, un om deosebit. Pot să mă mândresc și eu că am făcut parte din lotul care a promovat în divizia la atletism, alături de alți atleți care au devenit campioni ai României la diferite probe.
Eu aruncam greutățile și de pe umerii altora și încercam să arunc și sulița la peste 40 de metri, 50 de metri n-am ajuns. Dar amintiri și amintiri, încă o dată, un setar cu amintiri, un gospodar de amintiri, domnul Mobi Mătăsaru. De ce Mobi de la Nicolae? De ce? Cam uitat să vă întreb. De tinerel, de la 15 ani m-am apucat de lupte. Am avut un meci stadion acolo la Câmpul Lung cu o echipă străină și antrenorul meu nu a fost de lupte, a fost un veterinar care s-a apucat de meseria asta. Și la un moment dat el mai trăgea și câte o țuicuță dimineața așa și la un moment dat vrea să mă strige să intru pe saltea, mai venea rând, Mobi, adică zicea, de Mătăsaru a fost foarte greu, dar aia a intrat în minte, atunci era la modă filmul Moby Dick, apăruse Moby Dick, o arena vestitul, film Moby Dick, și dacă băi ăsta mare, băi ăsta, băi Mobi, și de atunci așa m-am recomandat, așa mi-a scris pe cruce. Încercăm să intrăm pe stadion, să luăm loc în tribune, dacă o găsim vreo parte deschisă. Da, dacă nu sărim, ce să facem? Că la sărituri, gardul și porți ne pricep. Avem o altă intrare acum, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, dar ce intrări și cu bilet, fără bilet, ce se întâmplă pe vremea? Astăzi intrăm cu fără bilet, dar intrarea cu bilet. Da. Vreo întâmplare fără bilet de altă dată? Am avut multe probleme acolo, intrau toți pe... Deci era tribuna plină și de cât 50 de bilete. Pe unde, până unde? Și ne-a zis domnul, trăia atunci domnul Udrea, de Dumnezeu să ierte, să facem o echipă de luptători, să punem la intrări, să nu mai intre nici mamă, nici tată. Așa s-a întâmplat. Au crescut în casării. Și atunci a zis, gata, vă pun, nu mai lăsați-ne, că ne ajunge în jurul lumea, în jurul vecinii, copiii, nici pe copii nu i-a lăsat să vină. Pentru că așa a fost tot. Da, și boxul. Domnul Petruș, nu o să-l ierte. Da. Iar pe această suprafață... Câte ture am dat cu băieții ca să facem slăbire. Vai de capul lui, ce alergau, de. Mai aveam, când aveam cantonul la Olănești, veneau de la Olănești până aici, pe jos. Încălzirea. Da, mergeam la masă, după două, geam dur și înapoi. Aici s-au jucat mai multe meciuri, de care unul internațional, după ce Chimiar Râmnicu Vâlcea a câștigat Cupa României în 73, cu echipa Glintoran Belfast. Da, da, da. Lume multă. Acum cred că pot să-mi dau seama că mulți au intrat și fără bilete să rin gardul, că oricum erau... Era mai fost un meci important care s-a jucat cu Steaua și n-a început până n-a venit Carabajac, că fusese cu lotul național de... În Mexic. În Mexic, da, și a fost, a venit, până a venit Carabajac pe teren, după aia a dat drumul la meci cu Steaua. Cu Steaua, da. Și cu Dinamo aici. Meciuri, cu UTA, da. Rapidul, da, și jucători care au venit de la marile echipe aici să joace, și la Craiova, nu stătea Craiova. Bun. Cine Anelo Bloico, l-am cunoscut personal, cu domnul Bloico. Pigulea, Sandu Moldovan. Și undeva unde releu, adică dealul Capela, era un loc de unde cei care nu prideau locuri în tribune urmăreau meciul. Da. Da. În direct, în meci direct. Da. Lăsăm stadionul pentru viitoarele performanțe. Și aici am de frumoasă cât am fost la echipa de fotbal. 2 ani. Și un antrenor pentru juniori și nu numai pentru juniori, emblematic pentru fotbalul vâlcean, domnul... Catargiu, dar înainte domnul... Omul cu ceaiul. Săracul, domnule, ce mai... Și mai vă spun ceva care mi-a plăcut extraordinar de mult de el. Când era 8 martie, ziua femeii, venea cu mărțișoare la echipa de handbal. Nu lipsea ani să nu fie cu mărțișoare. Deci la fotbal... Și vreau să spun că părinții mei se mărântați chiar lângă el acolo, la cimitir, și de câte ori mă duc la ei cu ișul lui lumânare. Și mi-a plăcut de el că este pozat tot în training. Așa s-a pozat în training. Da. Un om deosebit, care a scos pe Popa, l-a scos pe mulți jucători. Câți jucători a avut? Plecăm spre altă zonă a parcului. Una cu care... o mică părere de rău așa, dar... Da. Totuși au fost niște ani aici care am muncit. Thank you.
Da, eu am trecut pe lângă micuțul lac de acolo și vorbeați de lacul ăsta mai mare din partea asta, unde erau odată rațe, sunt și acum, dar aici e o familie. Rațe, rătoi și doi puișori. Și acum vorbim de familie așa și de parcul ăsta cu atâtea frumuseții în el. N-ați avut nicio idilă pe aici, o plimbare pe sub tei înfloriți, felinarele a prins odată, nu, nu? Mirosul de tei, nu, numai în ceai. Numai în ceai, cred că de acolo. Și în spate, dragostea mea, elefantul. E pasiunea vieții mele de mic copil. Păi să... Și mă plimb aici mereu și da? Vă doriți unul de aici din... Dom'le, n-am ales altul că e garsonier, am zis, mi-aș lua unul. O să vorbim acum de ceea ce se află aici în parc, un loc de joacă pentru copii, cu elefanți, cu animale preistorice, mă rog, și zâne și zmei și fezi frumoși, dar pentru a face legătura cu ce aveți acasă în garsonieră, o să mai facem un popas la sala sportului Traian, un alt loc aflat în inima dumneavoastră. Câți elefanți mai sunt de cumpărat ca să ajungeți pe primul loc în cartea recordurilor? Când am fost în cartea recordurilor la domnul Crisi Popescu, cu jurul, cu totul, am avut 540 numărați, deci de la televiziune, inclusiv pe cei după cravată. Am avut o cravată numai pe ele. Și v-a enervat unul din Statele Unite. Da. Și după aia am mai dat din ei, am avut de plus vreo 40 de plus și am dat la copii acasă, că n-aveam măsiții. Acum mai mai simt prin cutii, prin casă, pe acolo. Dar ce e povestea cu americanul? Ne spuneți acolo, la garsonieră, da? Că uite, se aude ceva pe deasupra noastră, că Sfântul Ilie vrea să participe și eu la emisiune. Da, și... dar nu Popa Ilie sau nu, Ilie, Sfântul Ilie. Haideți să mergem pe lângă elefanții ăștia care sunt pentru copii și ajungem la sala sporturilor. Sperăm pe soare, nu pe ploaie. Păi dacă nu mai sunt garduri pe care să-și treacă numele... Da. Da, asta e. Pasiunea vieții mele. Dacă nu un elefant ca ăsta, măcar... Da, și acum la bătrânețe mi-am venit o idee cu brilocurile. Am vreo 200 și ceva din toată lumea. Da. Unde am fost. Mergeți pe sala sporturilor? Da. Haideți. Amintire legată de locul ăsta până a ieșit din parc, ce erau dat aici? Aici? Un strand, o baie comunală? Era baia comunală. Baia comunală. Comunală și avea baia comunală, avea un strand, o piscină. Da. Veneam cu copiii aici și băieții și făceam scufundări. Cam pe vremea asta, că uite, avem ora 15 și un minut. 31. 28 de grade la umbră și ziua de 31 mai, spuneam cu o zi înainte de ziua copilor care se mai află în noi, vreo 3-4. Și aici panou, că spuneați de parcul de altă dată, da. Lacul care înghețea odată și se patina, nu? Da, acum eram cu patinile grămadă aici. Ia uite iarna. Cu bărcuțele. Da. 1850. Și ce sentimente vă întreagă? Vă încearcă acum când ieșiți din amintirea asta? Ce repede au trecut ani. Da. Unii spun așa, aș îmbătrâni cu ani. Depinde de ani. Da, dar știți care e o vorbă? Ce? Depinde și cum bătrânești. Da. Și depinde și ce amintiri frumoase ai din viață. Mulți nici amintiri n-au. Asta vreau să spun. Sertarul cu amintiri contează foarte mult. Haideți către sala sporturilor. Am venit cu un taxi până la sala sporturilor. Vă leagă ceva de taximetrie? Păi am fost și taximetrist. Dar ce n-ați fost? Că... Am fost taximetrist, am fost un an de zile taximetrist. Și bani? Între primii. Între bani degeaba. Că... Dar vă amintiți de primele taxiuri în Râmnicu de altă dată? Da, cum să nu, erau Volga lui băiatul lui domnul de la... Ăsta, cum îl cheamă, de la Boris.
Boris. Domnul Boris era șeful Lotusului și fiul lui era șofer pe o Volgă care ne băteam care de care să intrăm. Era și o Varșavă, una. Și Varșavă, dar erau mașini vechi și era stația de taxiul la tribunal, în fața tribunalului. Și o trăsură, parcă. Mai am mers o trăsură și o cotigă. O cotigă. E, și am ajuns la sala sportului, Traian. Da. Ce era când ați venit aici? Când am venit aici în 76, nu erau decât stâlpi. Groapa făcută jos și stâlpi. Care o marca. Și țin minte că a venit domnul prim-secretar, domnul Cuma, și a zis că dacă până de ziua constructorul în octombrie nu e gata, va arăsați pe tot. Și a fost gata. Și vreau să vă spun că a fost printre primii. Primul meci a fost Steaua, a jucat Steaua. Nici nu vopsise parchetul, era decât ungile de teren. Și imediat în sală s-a intrat luptele și cu boxul, cu domnul Petric, cu domnul Petric și cu mine. Și cu handbalul? Și cu handbalul după. După a început cu handbalul, că ne-a marit ministrul, vestitul, ne-a marit ca cu domnul Ceaușu, Dan Ceaușu, au făcut echipa de handbal a noastră a Vâlcii. Președintele la domnul Gavrilescu și s-a început cu Hilda Popescu, Geta, cu Călin, Băzărâncă, Botanu, cu o grămadă de jucătoare care nu mai știe, mai dădeam o vii câte o poză. Care... Și se jucau, vreau să vă anunț, să vă spun, din suflet, se jucau la chimie pe zgură. Pe zgură, da. Da, și aveau tenis la Drăgășani și la pauză nu dădeam vitamine sau astea, sucuri, lămâie cu zahăr. Și jucau cu minge, cu minge cu șiret. Și glucoză din când în când. Glucoză dacă mai era, dacă nu, venea la Marin cu gol de acasă. Da. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu, în sala sporturilor când juca chimia și la un moment dat a intrat președintele? Când a intrat domnul Coman, din cauza lui și al Păunescu, domnul Coman a fost dat afară. Se striga în sală? Coman, Coman, Păunescu. În loc de altceva. Păi, da. Și apoi performanță după performanță, de la chimia la Olchim. Și aici ați fost? Câți ani ați fost? La Olchim am fost păi din 93, deci am fost mai înainte ca antrenor și luptător, și din 93, din 90, nu, 91, am fost secretar la chimistul al asociației, nu vă supărați. Erau sporturi de masă și de performanță, de la, ca să fii secretar. Trebuia să ai o muncă de prima minge, vreau să mă laud un pic, de handbal, cu supapă. Adidas, domnul Mobi a adus-o. În Vâlcea și-au jucat fetele că și acum o umflăm. Zic, cu siringa. Cum zic, cu siringa? Și după 2 ani de zile a venit la Petrică Berbecaru, în locul meu, și eu am trecut la, atunci domnul scăunajul meu să fie acolo în cer unde e, m-a luat la baschet, la Doru Moise, cel mai mare antrenor, cel mai mare antrenor. A stat la baschet un an jumate și 93, m-a luat domnul Scăunaș la handbal, aici, că nu aveam masor la chimistul. Dar nu v-a trimis domnul Scăunaș până la Timișoara să-l ridicați un pachet? Aoleu, cu elefantul, bă, de mine, m-a dus pe ploaie, n-aveam benzină. Dar cum a fost povestea asta cu el? Păi mi-am dorit un elefant și am zis că dacă găsește un elefant în Italia undeva, să-l cumpere cât e și-l iau. M-am dus la țară, am vândut vaca, am luat sfeclă, am luat talia, am golit grajul, m-am dus la Timișoara noaptea, nu era benzină, mi-a dat bietul unul, mi-a dat o canistă de benzină, m-am făcut și pară. Și când am ajuns, că mi-a zis Doru Moise, m-a păcălit răzmi, m-a Dumnezeu, zice, vezi că a venit Dumnezeu Scălaș cu elefantul la Timișoara. M-am dus acolo, de unde am căutat, o de nimic. Am venit acasă, după două zile vine domn doctor. Și vine domn doctor să poate vă bate. Ce ai mă, nebun? Păi n-am spus să mă tâmpitule, cum să spune. Când colo Doru Moise m-a trimis până la Timișoara. Poate găsim deschis să intrăm puțin în sală, să vedem... Nu cred, nu cred. Nu? Vreau să vă spun, nu cred, de când încercăm. Echipa... Da. Orașul nu să mai intre așa. Nu, no, nu. Că altădată împingeam ușile, spărgeam geamurile să intrăm la... Da, îi le fura furtunele, da, ce eu sunt aici ani, da. Ani de zile când am stat aceea, ce luptă, ce drag. Înainte de a număra elefanții și trofeele, am uitat să vă întreb cu ce antrenor de handbal? Mi-a spus de basket, mi-a spus de două. Da. Dar de handbal cu ce antrenor v-ați trezut mai bine și dacă ați avut... Eu știu o poveste interesantă legată de sănătatea antrenorului, de sănătatea unei jucătoare. Domnule, vreau să spun că la Olchim am avut 20 de antrenori, 30 am fost, care am lucrat sub comanda lor. Dar am lucrat intens și că am avut norocul că dânsa era și director în atâr, că era și directoare Mariana la centru, da, și antrenoare. Și am avut o relație că am fost mereu cam mereu acolo în sală. Și ea și eu. Și bineînțeles că
Pe la 6 ani era și Sorinica, care așa mă bucur pentru ea că a ieșit campioană. Vreau să vă spun că venea mama la masaj, la un moment dat venea și Sorinica, că vrea și ea masaj. Deci, câți ani? 6 ani avea. La care i-am spus, dar acum acolo dați minte, primul tău masor care l-ai avut a fost Neantomobi. Și da, Neantomobi, pentru că era, îi plăcea sol, dar avea piciorușile mici, slăbuță, o fată cu minte, stând mereu pe lângă doamna, da, învățat meseria. Da, doamna handbalului românesc, mai vreau să vă spun că campioana e, României, da, Sorinica. Vreau să vă spun că eu așa mă gândesc, eu am avut un sfat la toate fetele care au fost, ochii m-au trecut prin mâna mea, o grămadă, tot ce a fost la noapte naționale, junioare, tineret, seniori, au trecut pe mâna lui Neamovițe, că ani de zile am fost și masorului naționalei României, și la tineret, și la junioare. Și vreau să vă spun că așa o plăcere când am auzit și acum la premiere că doamna Tărca a avut 1000 și nu știu câte de goluri. Ce înseamnă că și-a notat fiecare gol, fiecare satisfacție, fiecare neajuns care l-a avut. A avut o carte ei, un caiet al ei și le-am învățat pe toate fetele. Măi, când începeți, voi țineți minte câte peste an se adună și ajungeți și voi în viață să vă lăudați. Am dat atâtea goluri, am făcut atâtea goluri. Și așa ajungem la titlul emisiunii Gospodar Vulcean, poate fi gospodar și de alt județ, dar în sertarul cu amintiri se adună toate lucrurile astea care peste an și an devin plăcute amintiri, pentru că ce să mai răsfoiești la 80-90 de ani, chiar 100 de ani, decât să cauți amintirile și... Am avut norocul ăsta că și la naționale și la echipa de Olchim eram masor, cameraman, cu distracția fetelor să le faci să se simtă bine, pentru că o fată care vine plină de... are oboseală în ea, fizic, psihic, moral, vine la recuperare, trebuie să spui o vorbă bună, nu să tai așa, trebuie să spui o glumă, să o scoți în așa fel din starea ei, blocaj, că ea are un blocaj în antrenament, la antrenament tot cealaltă antrenorul principal, secundă. De la 7 ani acasă la antrenament. Sau unele care vin în alt oraș, care până se obișnuiesc, până se zic cu antrenorul, trebuie să fiu liant între ele, nu să iei vorbă de acolo, de acolo, sau să... Vreau să vă spun, nu vreau să mă laud, dar pe Anișoara Durac, domnul, am vizitat pe lângă domnul Mușii, care era câmpulungean de-al meu, și m-a luat fără, după aia m-a aflat că e câmpulungean, și a zis, domnul, uite Anișoara, era cu Mica Brădeanu, era cu Vârzaru, cu o grămadă de fete, și zic, hai domnule, eu l-am cercul și pe ăla. Și până omul a luat un latul național și a făcut treaba, a ieșit și ea campioană mondială, campioană europeană. Și când mai greșeam, ha, Neantomobi, ha, Neantomobi, unchi, nepoata. Deci am făcut un lucru bun, eu nu că am ridicat, că dacă degeaba spui la cineva, domne, ia pe omul ăsta, sau dacă el nu ajunge la valoare să te scoată, adică s-a ridicat prin munca ei, că așa. Și mai e o treabă vreau să vă spun, care văd că am văzut, n-am nimic cu domnul Tadic, dar are o idee extraordinară. Păi nu vă supărați că vorbesc acum, dar o echipă de senioare, dacă n-ai niște junioare 1, junioare 2, junioare 3, nu mai ai tată să aduci. Dar avem un centru de excelență aici. Avem, dar ce? Acum, unde e dacă n-am mai fost? Dar vreau să vă spun, Vărzar, Mica Brădean, cine mai fost, Anișoara și alte jucătoare care au, Dospin, Manea, Oana Manea. Atâtea jucătoare care au fost aici, pentru că domnul Gavrescu a făcut o treabă ce nu prea a făcut nimeni în țară. Un domn al handbalului românesc. Domnul care și o istorie, da. Și vreau să vă spun că a adunat, deci erau 4 serii de junioare. Primele două echipe de junioare care se clasau și mergeau în turneul final, făceau un turneu aici la Vâlcea. Și din astea 8 echipe se luptau între ele și aici se alegea. Cu tare, iau. Și o luăm la Olchim. Și sub domnul Roibu s-a făcut și junioare. Și au stat aici junioare și doamna Tărcă, vreau să vă spun că a băgat o echipă pe Mei Roșu, pe Oana Manea, pe Dospin, pe Anișoara. O grămadă de fete de junioare le-a băgat în dat încredere. Da. Asta înseamnă să ai schimbul de mâine. Și eu când le-am zis de aceea, bă, fraților, bă, la noi se putea face aici în Vâlcea, vreau să vă spun că eu sunt cu luptele, dar am trăit și nu mă dau mare. Am trăit între atâția antrenori mari, de naționale, de echipe. Spuneați peste 20. Putea să faci un centru de portar, care a avut-o pe Dumnezeu Sfinte Cristina, pe Nicoleta Rusian, au mai fost, aici a mai fost Șumi,
care e o doctorantă. Luminița Huțupanu. Făceai un centru de portal. Aici și... Viu Miară 2. Da, dădeai la echipe portari. Deci vreau să spun acum, cum este doctorat domnul Mobi Mătăsaru. Da, fac ora singur în casă. Da. Da. Dacă spui handball are un setar cu amintiri, dacă spui basket are un setar cu amintiri, dacă spui volei are setar cu amintiri, lupte, setar cu amintiri. Echipa națională și ea, cu multe amintiri legate de echipa națională, turnee în afară, turnee în țară. Și în afara țării ați plecat și fără să fiți antrenor și masior. Pe unde v-au dus vapoarele și avioanele? Domnule, bine, era ce-a fost cu echipa 1, dar mi-a venit toată o idee năstrunică să mă însor în America. Mă însor în America, că acolo viață dulce și acum când aud pe unii, vai, în America, îmi vine, el și mușca acum în America. Să nu spune, abar nu are ce înseamnă America. America înseamnă muncă, domnule. Nu te duci și stai și-ți vine dolari pe cap. Nu te duci. Ce ați făcut acolo? De la masaj, de recuperare, de la de-astea cu creierul, ACV-uri, de blocaj de spate, de aia, la masaj și pe paralizat și pe podologi, pe tot, până la creat gălesc mortar, spart faianță, pus creat faianță, făcut curățenie. Șofer, nu? Am fost și șofer. Da. Nu fost șofer. Deci trebuie să, în viață, nu sunt numai postul director. Pune așa. Am întâlnit în America profesori din București de matematică. Erau cu mine, dădeam cu bidineaua, dădeam cu... Da, dar erau în America. Erau și luam 20 de dolari, 30 de dolari pe 10 ore. Era muncă, nu că te duci acolo, să duc cântăreții cu CD-ul, bagă CD-ul, hai la multă poc și-a plecat cu bani și cheltuie, nu tată, prin muncă. Da. Așa se adună banii, muncind. Și după aia ți-e drag și ție, mă, lucrul ăsta l-am făcut în munca mea de muncă. Și amintiri la fel se adună, tot prin muncă. Le-am promis să respectăm un serial. Ultima parte a acestei ediții, gospodar Bălcean, un gospodar de amintiri, este lăsată în seama elefanților. Acum vă întreb pentru început, cum stați? Vă odiniți bine pe colții ăștia, pe fildeși ăștia de elefanți? Domnule, pătru, asta a găsit în China, în 99, că fiecare are o amintire, e de amintire de multe am fost eu. Pătru ăsta cu elefanți, când am văzut-o, nici m-am uitat la preț, am luat-o direct, nu știu cum am încărat-o. Stați pe ei sau elefanții stau peste? Nu, stau peste ei, așa mă simt. Acum eu să mă ridic ca să vedem mai multe cadre și urmă așa, încetinel, că aici e o casă de campion. Și atenție, pe jos nu-i striviți. Să nu sunt pe jos. Da, sunt și pe jos, da, imediat. Deci pernuță cu elefanți, cuvertură cu elefanți, dulăpior cu elefanți. I-a scocoțat acolo sus, de ce? Da, pe el mai am să-i punem, mai pus acolo. Bă, la primul e din piele, unii sunt din artizanat, iar din os de pește, praf de os de pește. Ăla mare l-am adus din China, de pui floare pe el, din spate din America. Și apoi mai jos? Ăștia lanții ceramică, sunt... Ceramică. Da, din ceramică, iar ăsta de aici, vreau să vă spun, are vreo 90, aproape 100 de ani. Este cărămida alță, smălțuită, l-am găsit la o măicuță în București. I-am dat un grămadă, un stund de vrăbiuțe pe ea. Cum să te aduc vrăbiuțele dacă nu înțeleg? Niște, astea cum îi zice, nu vrăbiuțele, vrăbiuțe de porțelan. Acolo sus e o mască din India, da, făcută de elefant. Acolo din Egipt am niște elefanți din bronz făcuți. Ăsta e din Japonia, din sfoară, din Japonia, ăla e din Coreea. Din America am cana asta cu... Aici e Turcia, aici din America e un elefant care circulă apa și stropește. Și niște băștinași acolo, de unde? Da, aia sunt din coasta de Fildeș. Coasta de Fildeș. Da, aia m-a dus în amintire. Dar nu s-a pus din Fildeșul de elefant, nu? Nu, m-a arătat și de Fildeș. Da. Era de sus, primul mare e din Thailanda. Al doilea m-a dus de la Moscova, i-a rupt dinții. Thailandul e din Africa, de lemn. De trandafir. Da. Iar aici, jos, în partea, sunt, și-am câștigat și eu handball ăsta, cupe. Cupe, da, cupe și da. Mingi avem. Amintire de la cum ne-a fost cu turneul la Mondial în Spania, la Federație. Asta e mingea de la basket, era la basket, fete și băieți. Am fost la Naționala de Fete, basket. Aici nu e bine să te lauzi, dar ca să știe și lumea, e panoplia mea de onoare, este timbrele făcute în Australia, timbre circulare, că știa că sunt filatelist, adică poți să le pui să meargă, să circule,
cu medalia merit sportiv clasa a doua, dată de domnul Băsescu, maestru al sportului. Asta e un bilet de la intrare. Aici e prietenul meu, Florin Piersic. Piersic, da, văd aici acolo autograf. Sus, da, acolo sus este din anul 70, când am fost la filmări la Mihai Viteazu. După aia, în 2000, înainte de plecare, aveți? Eu am fost rolul calului. Eu eram cal. Și aici este un plic dat de domnul Florin Piersic, autograf special pentru domnul Mobi. Fica mea. Unde e fica dumneavoastră acum? Este în Dubai, acolo la consulat. La consulat. Da. Da. Cu nepoțelul, aici domnul Mobi. Domnul Mobi, da. Altfel decât... Da, aici așa, că mai vreau să fiu și o tânără spurcanea. De ce, alb-roșu aveți vreo legătură cu un club? Nu. Asta e diploma dată de excelență, dată de domnul președinte al României. Pe atunci cine era? Traian Băsescu? Băsescu. A fost acolo, la final. Da. Aici când am ieșit campion mondial în China, aici mondial în Brazilia, vicecampion mondial în Sankt Petersburg. Acolo sunt la 20 de ani, când am scos clubul sportiv Steaua la lupte greco-romane, aveam 20 de ani. Eu am scos și acolo numai campion mondial și olimpici. Printre ei, cred că nume sonore care... Păi da, Neanicu Pavel, Simion Popescu, Berceanu, Neanicu Pavel, Nea Gabor, Baciu, domnul Mobi, Neguț și maestru Suteu, domnul profesor Vasco Popovici. Și aici numai aici medalii. Toate astea le-a luat domnul Mobi. Am participat și acolo, pe lângă fete, așa cum am participat. Dar deci, Brazilia 95, 90, 97 Costa de Fildeș, 98 aici de argint, 98 de aur în Praga, China 99, 25 Sankt Petersburg, Macedonia și ăla e când am luat cupa EHF cu Vâlcea. Și astea sunt de la NAT când ai și campioane Cupa României, iar aici jos sunt ale mele, să știți, că am ieșit și eu de două bice campion la lupte, nu mă dă colea așa până colea și aici la fel. Campion cu Steaua, campion în 80, ultima oară la Sfântul, la Podul Iloai și alea sunt acreditările. Și în rest, fanioane, iar aici sunt niște, mi-a făcut cineva o bucurie, mi-a făcut două pachete sculptate, unde scrie Nea Mobi Mătăsaru, maestru al sportului și campion când am fost la un turneu în 73-74 în RDG și acolo iar când fie la dată, când a făcut 50 de ani de împlinit de Federația Română de lupte, mi-au făcut placheta aia. Uite și așa, ca amintire. Că restul, și iar mi-e drag steagul nostru, a fost steag așa, o grămadă de amintire. A fost un steag cu stema. Da, păi, n-am fost să stea, de ce am mai ce-și stema la steag. Nu vă mânca o moldoveni la noi, nema. Poate s-o găsim un sculptor, ceva. Era aici și ceramică cu tot felul de... Aici sunt, pe unde am fost, în orice oraș am fost, de la Sydney, la Ruși, Danemarca, Egipt, Spania, Barcelona, insula San Michel, Bulgaria, Londra, Florida, Turcia, Olanda. Și îl lipsește, bineînțeles, cocoșul de horez. Colchim. Și nu știu dacă mai are cineva, cred că mai sunt câteva farfurii Colchim de acolo, care de... Pe unde găsiți? Le-am adunat și uite, de Machu Picchu, după Niagara. Am fost la Niagara, domne, nu se spăla. Chiar am fost la Niagara. Și de Niagara ce vă leagă? Amintiri frumoase, ca să fie... A fost după mine o experiență și o chestie, mai ales când te plin cu vaporașul și acum mai nou mor de... Dar n-ați coborât pe Niagara? Am fost în Balta, acolo, la jos, la bază, cu vaporașul, da. Un grup de turiste la Niagara, la un moment dat, ghidul zice, doamnelor, păstrați puțină niște, s-au zis și noi cascada Niagara. Aici, în China, zidul chinezesc. China, da. Am fost pe zidul chinezesc, da. Ce să fac, asta a fost necazul meu. Da. Din Australia, ceas. Asta știți ce reprezintă, nu? Cultura cu... Cucuteni. Exact. Da, cucuteni, da. N-am și pe Vlad Țepeș, că dacă mai trăia era minorocire, nu mai rămâne în toți întregi, era dus la țapă. Danemarca, toate le-am adunat și eu. Hollywood, am fost la Hollywood, domnule, Hollywood a stat 11 luni acolo, ei de mine. Cu tot actor sau? A fost actor, dar vindea ziare. Lângă Marlin Meroa, acolo. Eu disem ne așezat. Vreau să vă spun că era Hollywood, acolo unde intri, unde se făcea înainte Oscarul, am doi mari elefanți deasupra, acolo eram toată ziua. Nu le-a spus că aveți nevoie de... Ce să mai am? Acolo la... Sau mut eu colecția mea la Hollywood în față, poate mă primiți. Dar știți care e? Am o mare problemă. Eu acum mă gândesc, copiii mei, nici băiatul, nici fata, nu
agrează elefantul, dar nu le place. Nu le plac, scuzați, nu le plac stelate. Dar acum mă gândesc ce am să fac eu, după ce mă termin, că trebuie să ajung și o leacă în cerul să fac o leacă de ordine. Ce-i face cu ea? Că am zis să scot la vânzare, ce să dai 2 lei? Deci aveți un sertar plin cu amintiri. Ați strâns atâtea amintiri și cui le lăsați, vă întrebați? Vreau să vă spun, uite, filmați masa asta. E o masă specială făcută cu 2 elefanți, adusă din America, dar e făcută în India. Deci masa asta se ține pe 2 elefanți. Cu am dat 2000, dau 3000 de lei pe ea. Poate eu știu dacă apelăm... Aici sunt niște căni. Asta e din Mexic, uite, de la Tijuana. Căniță. Da. Mai am una tot așa din India, aia de sus de acolo, cu 2 elefanți, de baldacă, să bei bama cu bere, să bei berea cu ea. Da, știi, mi-am zis, la adunat ne-am urmă să nu-i sănătos. Dar acum, marea problema mea este că nu știu cum ceva, ce să mă alegi. Dom'le, am fost la Roșia Montană și mi-am luat o probă de aur, ca să știți dumneavoastră. Deci aici este aur pur, de 24 de carate. Și cum ați plecat cu el? Sau fiecare... Nu, era acolo, se duce și avea o relație mai acolo, puteai să cumperi... Să cumpăr aurul, că avea. Da. Eu zic că aveți foarte mult aur aici, toată colecția asta, de fapt, toate colecțiile astea reprezintă o comoară. Și nu neapărat la casa omului Mobi Mătăsaru, cred că o comoară a vâlcii până la urmă și vă plângeați sau vă plângeți în continuare că nu aveți și cui să le lăsați. Vreți să vă spun că am vorbit cu cineva să le duc la muzeul nostru. Nu există loc? Nu au ce ieși. Dar avem la pasaj acolo, unde putem face o expoziție cu tot ce aveți. De ce nu am expoziție zis, cu... Dar nu știu cine e acolo, cine patronează, că eu, dacă mă dați seama că dacă îi duc acolo, trebuie să stea cineva cu ei. Că... Da. Păi prin intermediul acestei emisiuni, poate cei care au să vadă și urei să audă, se sesizează și atunci iau legătura cu dumneavoastră. Ce am și... la cartea recordurilor, dacă vreți o să vă dau să vă CD-ul, da? Am fost cu o grămadă de ăștia mari, am dus acolo, i-am văzut. Deci cartea recordurilor v-a băgat în seamă. Da, bineînțeles, da. Locul 2, parcă am înțeles. Unu. Pe țară sunt și acum vreți să facă pe glob. Dar eu știu unul că am luat legătura, e unul care e în America, el are vreo 4.000 ceva, plus un elefant adevărat, care are curte mare, are de tot. Eu n-am de să-l bacă, dacă intri numai trompa. Nu v-am încet îmbrăcat la cosi și cravată, dar cravată văd că aveți. Domnul, dacă mă vedeți îmbrăcat la cravată, e nenorocire. Toate femeile în vârstă își taie venele pentru mine. Asta e o cravată cu câți elefanți? 450, am numărat la cartea recordurilor. 450 de elefanți. Și mă bucur că asta mi-a făcut o cadou domnul Luca Andrei. Da. Dar nu e greu de purtat la gât așa o... Nu, că mă... și mă arăt așa... 400 de elefanți. O secundă, domnul, ca să vă arăt că domnul Mobi este, cum se zice, fac parte din Comisia Olimpică Thailandeză. Deci domnul... Președintele Federației de Sport din Thailanda la Olimpiadă, când a aflat că sunt colecționar, mi-a făcut această insignă olimpică cu elefantul și cu astea olimpice. Când am auzit, cum, domnule, am avut pe cea care a știut puțin thailandez, dar cu steaguri, a vorbit cu steaguri și de mâini. Și... N-ați avut o interpretă? Nu mă feresc. Da. Că alea nu știu ce se vorbește și mai am ajuns dacă în Thailanda. Păi, în aceeași breaslă, branșe, masseur, maseze? Nu mă las pe mâna masseur. Nu. Da. Dar vă spun un secret. Nu am făcut în viața mea un masaj. Eu. Nu mi-a făcut nimeni. Nu? Nici la suflet, așa nu v-am masat nimeni. Mai sunt cazuri. Să mai sunt cazuri, da. Dar e bine că acum să nu mai aștept niște suflet de la altul să-ți facă convenție. Că vine dezamăgiri. Mai ales la vârsta asta. Da. Și după ce că sunt în vârstă, cardul mic, și dacă îți mai face. Numai glicemia mai crește. Și cu elefantul pe piept. Da, din Thailanda original. Da. Adică nu umblu cu... Făcături. Vă mai gândiți să mai faceți o colecție? Că nu... Nu vă văd în locul lui. Sâmbătă mă duc la Făgăraș. Da. Am găsit la cineva care face statui pitice ale alea, un elefant de 70 de centimetri
Jimmy și de 55 înălțimi, să vedem acum unde îl băgăm. Costă 400 de lei, mă rog să-l iau. Și alte colecții de altceva, de alte obiecte, nu? Nu mai fac masă. Am avut de brelocuri. Am brelocuri o grămadă, dacă vreți să le vedeți. Păi, adunate după toate continentele și toate orașele. Noi să rămânem la ceea ce aveți acum și să vadă telespectatorii Antena 3 Vâlcea. Un om gospodar, o gospodărie cu multe sectare, toate pline de amintiri de pe toate continentele Pământului și, bineînțeles, toate cu câte, sau fiecare cu povestea lui. De poveste, domnul Momi Mătăsaru, aici, într-o casă plină de comori. Când aveți de gând să facem o istorie a chimului, a chimistului, de când a început chimistul, adresați-vă cu încredere. Ne adresăm oficialităților locale. După domnul Gavrilescu sunt al doilea, care știu tot ce s-a întâmplat acolo, că am muncit și am fost în... Nu am văzut. Am avut pe cineva ce când m-am făcut anilor că am văzut un film cu lupte. Acum, dați-mi voie să fac o comparație după cele văzute și trăite alături de dumneavoastră în Râmnic, pe Știrbei Vodă, în Parcul Zăvoi, pe stadion, la sala sporturilor, n-am putut intra, și aici, în garsonieră. În ceea ce ați făcut până acum și în tot ceea ce faceți, sper să nu vă supărați. Nu, sunteți un elefant. Un elefant, dar un elefant... Și eu până la urmă, dar nu e zodia elefantului. Nu, nu există. Mereu pus pe glume. De unde și... Am noroc numai de datorii. Rate și bănci. Asta ne omoară. Datorii multe, înalte cât un elefant sau cât un munte. Da, datorii imense. Știu că datoria dumneavoastră de până acum și cred că de acum înainte e să trăiți așa frumos și să aveți... Vă mulțumesc. Și o... Să sperăm că mai duc. Mai nu, mă las, nu mă las bătut. Insigne? Da, când am zis că am terminat, mai avem ceva de urmărit. O colecție de insigne la toate cluburile la care ați activat. Da. Da. Am fost cu echipa de handbal, și aici sunt insigne olimpice, numai olimpice. Un olimpian, ca să nu mai zic elefant, un olimpian. Avem plăcerea să stăm de vorbă și să intrăm în casa unui olimpian. O să încheiem cu câteva cuvinte, nu la fel de frumoase, ca obiectele păstrate aici, această colecție impresionantă și un om de cartea recordurilor, nu numai în țară, în cartea recordurilor, ați auzit, depășește un american care, având alte posibilități, poate să crească la curte un elefant viu. Noi avem aici un olimpian viu și ne bucurăm de el, domnul Momi Mătăsaru. Am obosit. Ați obosit. M-a dus acasă călare cu un elefant. Oh, ce bine, am mers pe elefant. Vreau să vă mulțumesc că ați avut bunăvoința și timpul, ați avut timp pentru mine să-mi faceți acest reportaj și vreau să plecați cu o amintire plăcută de la un colecționar de elefanți. Din propria mea colecție de elefanți, îi dau pe aceștia doi. Cu drag din suflet, se păstrați, sunt vechi ca mine. Păstrați, e greu să iau, dar știu cât ce darul faceți. Am o singură să recomand și vă spun o singură chestie. Vi dau cu trompa în sus. Așa să fie, să păstrați cu trompa în sus. Să-i puneți cu fața către fereastră. Către fereastră, să ia lumina. Dimineața să fie cu trompa în sus. Doi elefanți se legănau într-o emisiune. Ce mai cântaș. Mulțumesc foarte mult și da, să-i păstrați cu bucurie de la domnul Momi. Atât pentru această ediție a emisiunii Gospodar Vâlcean, un gospodar de amintiri, un colecționar de seamă, intra și în cartea recordurilor, dar sunt convins că după această emisiune, intrând în casele dumneavoastră, o să intre și în inele dumneavoastră, aici, Varicona, și lângă un olimpian, domnul Momi Mătăsaru. Sănătate numai bine și să mai facem niște emisiuni cu oricând plăcere. Despre handbalul, despre basketul național, basket. Despre că am fost la băiți la fete, despre lupte, eu am multe, ce să mai vă spun. Eu vă mai spun ceva, că atâta timp cât examen pe dumneavoastră, sportul și amintirile din sport nu mor. Eu de-aia mai spun că am avut clipe, vreau să-mi gust, eu, de ce să spun, am avut clipe foarte, foarte frumoase. Chiar dacă au fost și mai grele și aia sufletul meu, am perseverat, am fost mereu vesel și am zis, doamne, mergem înainte, fruntea sus. Să-i trec în spațiul locativ? Da, pe neapărat. Când vine recensământul acum? Nu, băgați-le la mână, că aia v-am găsit. La mine că m-a întrebat, le-a zis, domne, sunt azi mai numărul o dată. Ăștia le trebuie, na, e registrat, să uite, vedeți să... Bine. Capul sus și trompa sus, așa cum a spus încă o dată. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și jos pălăria sau sus pălăria pentru ceea ce faceți. Da, asta cu pălăria, eu cu șapcă. Eu sunt omul șef, eram șef de
toate bune pe săptămâna viitoare.